producătorii de roșii din județul Cluj, care accesează ajutor de stat pentru culturile lor, preferă să cultive tomate de toamnă. Din cei 70 de producători care s-au înscris în program, doar 18 au livrat marfa în primele luni de vară și acum așteaptă să își primească banii de la stat. Față de 2017 este o creștere cu 37%, astfel în 2018 avem înscriși în acest program 70 de beneficiari cu 18 producători care deja au fost plătiți, care au făcut dovada comercializării în ciclu 1 de producție, o valoare de 248.362 de RON. În ciclu 2, aproximativ 41 de producători așteptăm să-și facă, să comercializeze tomatele. Programul de ajutor minimis pentru tomate pare să fie unul de succes pentru fermierii care primesc 3.000 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de teren cultivat. Față de anul trecut, la nivel național, s-a dublat numărul celor care au accesat ajutorul pentru cultivarea tomatelor. Astfel, în acest an, în program s-au înscris 15.773 de producători, iar peste 10.000 au livrat deja produsele pe piață. Cultivatorii care s-au angajat să livreze roșii de toamnă trebuie să scoată marfa pe piață până cel târziu în decembrie. În plus, ca să beneficieze de subvenția de 3.000 de euro, producătorii trebuie să obțină minimum 2 kg de roșii per metru pătrat cultivat. În acest an, suma alocată de stat pentru cultivatorii de roșii se ridică la 40 de milioane de euro.